Fenomenul migrației reflectat în creațiile literare semnate de copiii rămași fără grija și dragostea părinților, plecați în străinătate. Destăinuirile emoționante au fost incluse într-o carte unică cu titlul Singur acasă. Publicația este partea unui proiect sociocultural lansat în 2021 de Centrul de Teatru cu sprijinul Ministerului Educației. Te rog, mamă, nu mai pleca departe. Mi este tare greu să te știu în străinătate. Irina și-a intitulat poezia Dor de mamă, iar Daniel Viață fără soare. Viață fără soare. Pentru că eu mi-am copilărit copilăria doar cu mama. Și tata pentru mine este ca un soare. El a fost plecat. Mi-am arătat toată singurătatea interioară pe care o parcurg deja de câțiva ani. Deoarece mama este plecată peste hotare și ne întreține pe toți trei copii. Autorii susțin că procesul de creație le aduce emoții pozitive. E prima dată când este publicată o lucrare de a mea și mă simt mândră. La prima ediție au participat 150 de copii din raionul Râșcani, iar cea de-a doua a întrunit 223 de copii ai migranților din raionele Sângerei, Orhei și Ungheni. Această carte a însumat 40 de lucrări semnate de laureații concursului. Am regăsit cu tristețe cuvântul dor în toate lucrările. Așa și se numește această carte, Singur acasă, eseuri și poezii de dor. Copiii au fost ghidați de formatorii naționali care au susținut că au descoperit în creații maturitatea autorilor. O maturitate care te cutremură, pentru că ei au învățat lecția vieții nu la anii potriviți, dar prematur. Unei dintre ei de acum se descurcă în viața de toate zilele ca adulții, învață din greutăți. Ce am reușit noi să facem este să le ajutăm să înțeleagă că ei nu sunt singuri, că ei pot reuși, că ei găsesc sursele interioare care să găsească să facă pașii spre ei, spre a nu a înfrunta viața, dar pentru a câștiga viața, pentru a învăța să trăiască. Pentru noi a susține astfel de proiecte înseamnă a ne implica în comunitate, să dăm și ceva în schimb generațiilor care urmează, comunității unde de fapt noi și activăm. La ediția din 2023 cu genericul Singur acasă vor fi implicați copiii imigranților din alte raioanele țării.